Mai mulți turiști români au rămas blocați pe insula grecească Lefkada după un puternic incendiu de vegetație care a izbucnit în zonă. Veronica Todor, corespondentă Antena 3 în Grecia, vine cu toate informațiile despre ce se întâmplă acolo. Te ascultăm, Veronica. Avem un incendiu care a izbucnit foarte aproape de Atena, în zona Vrișula Schimatarii. 70 de pompieri se află, dintre care 28 sunt români, pentru stingerea acestui incendiu, care a izbucnit. La fața locului se află și 17 mașini, 2 grupuri mobile, 4 elicoptere și 2 avioane. Circulația, bineînțeles, a fost oprită în această zonă. Nu se știe exact circumstanțele cum a luat foc în această zonă, dar trebuie să spunem că autoritățile au anunțat astăzi un pericol foarte mare. Categoriile de risc 4 sunt regiunea Egee de Nord, Mitilini, Chios, Samos, regiunea Atica, inclusiv insula Chithnos, Grecia Centrală, Viotia, Evia, Ptiotidas, Peloponez și Grecia de Vest, regiunea Ilia, Haia, unde de asemenea de ieri avem incendiu de vegetație care se află sub control în momentul de față. De aceea, pompierii români au venit, să știe că în urmă cu aproximativ câteva zile, a venit primul grup de pompieri români pentru a ajuta. Ca în fiecare an, incendiile de vegetație care izbucnește și care se confruntă Grecia. Nu ajută în acest moment totuși vântul care suflă. Este foarte greu să poată fi ținut sub control și de aceea autoritățile elene sfătuiesc să evităm zonele împădurite și accesul circulației este chiar interzis în această perioadă și mai ales în cursul zilei de astăzi, în zonele împădurite și în zonele vulnerabile.